Fiului și al Sfântului Duh. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în Biserică. Preacucernice Părinte Paroh, iubiți frați împreună slujitori pentru Hristos, cinstiți mici, cinstiți nași, dragi părinți, iubiți muntași. E atât de simplu și se aude atât de des în filme, mai ales în cele de origine occidentală. I love you, I love you, tu te iubesc, foarte simplu spus. Dar dragostea adevărată se dovedește atunci când este nevoie și este capabilă să meargă până la jertfă. Această dragoste, iubiții mei, să vă însuflețească pe unul față de altul. Dragostea care se oprește atunci când este nevoie de jertfă, aceea n-a fost dragoste. Dragostea adevărată, cum zice tot Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, pe toate le rabă, pe toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește. Dragostea nu cade niciodată. Iubiților, vă îndemnăm în ceasul acesta să vă asumați dragostea adevărată, dragostea jertfelnică.